Salut prieteni, bine ați venit la videotorial.ro Eu sunt Cristi și astăzi o să vă arăt cum se face root pe telefoanele Android cu Magisk. Această metodă este de preferat deoarece o colește securitatea Android și ne permite să folosim Android Pay sau alte softuri care ar, ar refuza să pornească să funcționeze dacă telefonul este rutat. Haideți să verificăm dacă telefonul este rutat în momentul acesta. După cum vedeți, nu este rutat, o să-l verificăm după ce facem rutul să vedem dacă funcționează. Acum, înainte să vă apucați de treabă, trebuie să știți că avem nevoie de un recovery custom ca să funcționeze. De obicei se folosește Tim Win Recovery Project. Și în unele cazuri aveți nevoie și de bootloaderul deblocat ca să flashuiți un recovery. Dacă nu știți cum se deblochează bootloaderul și cum se flashuiște un recovery, o să vă las eu două tutoriale care o să vă învețe să faceți asta. Acum haideți să vă spun de ce aveți nevoie. Să zicem că aveți Timui recovery project, aveți nevoie de două fișiere. Un fișier zip care o să-l flashuim din recovery și avem nevoie bineînțeles de managerul acesta Magisk. Haideți să luăm prima oară ă, acest zip care se fleșuiește în recovery. Da? Îl descărcăm. Cu toate că l-am mai descărcat o dată, dar mai descarc o dată. Și apăsăm aici pe show full post. Și o să mergem undeva mai jos, mai jos, mai jos. Trebuie să fiți atenți că e destul de bine ascuns, nu știu de ce l-au ascuns neapărat, Magisk Manager. Până nu de mult acest Magisk Manager se putea găsi în Play Store, dar cei de la Google au decis să-l scoată pentru că, o să vedeți mai încolo, are câteva module care ar putea face concurență Play Store-ului, să zicem. Haideți acum să mergem în Magisk, aici pe linkul ăsta, să descărcăm Magisk Manager. Descarcă. Nu o să folosim în alte scopuri softul și o să vedeți care sunt avantajele lui. Haideți acum să intrăm în recovery. Repornim telefonul. Și ținem apăsat. După ce se aude băzâiala asta, o să intre în recovery. De obicei în recovery se intre cu power și volum down. Acum mergem pe install și bineînțeles astea sunt la fel fișierele astea. O să mergem pe fișierul ăsta să-l flashuim. Da? Așteptăm să se flashuiască, oricum se va face foarte repede treaba. Și acum ștergem și cache și dalvi ca să fim siguri că totul e curat și dăm reboot sistem. După ce am pornit sistemul de operare Android, acum trebuie să instalăm acel APK. Da? Încă o dată vă spun, acel APK până nu demult se găsea în Play Store, dar acum nu mai e în Play Store. Mergem aici pe descărcări, și aici în descărcări avem ăsta Magisk Manager, da? Așa. Instalăm. Și deschidem. asta este Magisk Manager. Ne cere drepturi, îi acordăm drepturile să accese fișierele și mai cere și acest super user. Hai să-i dau și ăsta. Despre asta o să avem un tutorial data viitoare. Haideți acum să vedem care sunt opțiunile și ce e mai interesant la softul ăsta, pentru că are o chestie interesantă în comparație cu SuperSu. În primul rând, developerii spun că este open source și că nu ascunde absolut nimic, oricând poți verifica codul sursă. Bine, acum nu știu câți. Se vor grăbi să verifice codul sursă, nu știu cât se pricep să verifice codul sursă. Haideți acum să vedem ce opțiune avem. Avem opțiunile install unde putem să dezinstalăm, să descărcăm și să instalăm altă versiune a softului și așa mai departe. Avem aici câteva de astea avansate, să păstrăm criptarea, să păstrăm forțarea criptării și să păstrăm verificarea. Da? Mergem mai departe la super User. aici, avem softurile care au fost împuternicite cu drepturile de root. Aici mergem la uh, câteva softuri care ar fi instalate, haideți să-l scoatem pe ăsta. Da? După ce o să descărcăm o să fie instalat, o să facem și despre data viitoare un tutorial. Și aici la download o să vedeți că avem mai multe softuri care pot face diferite chestii. De exemplu ăsta îți rezolvă volumul, când ai volumul mic, în momentul în care spui OK Google. Da? Aici optimizări pentru art, aici alte modificări pentru audio, Dolby Atmos, da? Emoji One și multe, multe alte chestii. O să vă dau și alte exemplu ce mi s-a părut interesant pentru OnePlus 3 și OnePlus 3C activarea channel bonding, adică vom avea 150 de megabits pe secundă pentru 2,4 GHz sau chiar mai mult, da? depinde ce fel de router avem. Și bineînțeles alte opțiuni, alte softuri, e ceva gen, să zicem, exposed framework, adică pe lângă funcția principală de root mai pun la dispoziție și alte module care pot fi instalate. Dar, atenție, acele module nimeni nu garantează că sunt open source și uh, sunt pe același nivel cu Magisk. Da? Trebuie să verificați dacă modulele sunt ok. Cam asta a fost, asta a fost tot root-ul. Acum hai să vedem și cu root checker ăsta. Verificăm. După cum vedeți, totul este ok și încă o dată vă spun, acesta este un root systemless care nu modifică deloc fișierele sistemului. Poate fi eliminat oricând, la orice oră, fără niciun fel de probleme. Cam asta a fost pentru astăzi. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Eu sunt Cristi, voi ați fost la videotorial.ro. Încă o dată vă mulțumesc. La revedere!